S-ar putea să ne gândim că problemele pe care le avem în viață vin din faptul că nu înțelegem corect viața. De ce avem probleme în viață? Că nu înțelegem bine viața. Pare logic. Sunt lucruri în viață pe care nu le înțelegem bine și de aceea nu reușim să ne adaptăm, nu reușim să trăim așa cum trebuie. Dar privind la Scriptură, descoperim ceva ușor diferit. Descoperim faptul că avem probleme în viață, nu doar pentru că nu înțelegem corect viața, ci și pentru că nu înțelegem corect moartea. Când nu înțelegem de ce există moarte, când nu ne gândim destul la moartea noastră, când nu ne dăm seama cum se va termina moartea, dacă se va termina, atunci nu suntem în stare să trăim o viață ce este muritoare. În fiecare zi ar trebui să te gândești, să-ți aduci aminte de moartea ta. În fiecare zi, la fiecare pas, ai semne, ai indicatori care îți îndreaptă atenția înspre moarte. Fiecare durere, fiecare boală, fiecare eșec, fiecare lipsă, toate aceste lucruri ar trebui să-ți aducă aminte de moarte, să-ți aducă aminte de faptul că vei muri. Problema este că ne-am obișnuit prea mult cu aceste lucruri care sunt anormale. Ne-am obișnuit cu durere, ne-am obișnuit cu boală, ne-am obișnuit cu eșec, cu lipsă. Ne-am obișnuit să le vedem ca parte a vieții și să nu ne gândim la moarte atunci când le vedem. S-ar putea să vrei să nu te gândești la moarte, ca să nu te întristezi, să nu intri în depresie de fiecare dată când ai o durere. Dar tocmai lipsa întristării, lipsa întristării noastre este problema. Tocmai pentru că nu meditezi la moartea oribilă care te așteaptă, tocmai pentru că nu ești întristat destul de ce înseamnă moartea, tocmai de aceea ești lipsit de viață, tocmai de aceea nu cauți viața. Ați văzut disperarea unui copil mic, ce nu s-a obișnuit cu durerea, nu s-a obișnuit cu bolile. Disperarea unui copil mic care și atunci când nu are o durere foarte mare, și atunci când are doar o răceală și are un disconfort, plânge, într-o disperare incredibilă. Noi știm că vine și trece, noi știm că nu e cea mai mare durere. Iar copilul nu e obișnuit cu ea, plânge în disperare. Până că nu simțim disperarea, până că nu simțim semnificația durerii, până nu conștientizăm că ne așteaptă moartea, până că nu ne dăm seama de faptul că suntem un eșec, de faptul că nu suntem buni, că nu suntem în stare să facem nimic cu adevărat bun, până că nu ne simțim, până că nu ne mirosim putreziciunea păcatului nostru, până atunci nu o să fim în stare să căutăm adevărata viață. De ce este această sărbătoare importantă? Pentru că evenimentul pe care îl sărbătorim de Paște o dată pe an este evenimentul care răspunde la această problemă, care e cea mai mare problemă a noastră, și anume moartea. Pentru că acest eveniment, care e cel mai important eveniment din istoria omenirii, ne arată singura cale prin care moartea ce vine peste noi se va sfârși. Singura cale prin care poți să ai o moarte care nu ține pentru totdeauna, o moarte care se termină. Învierea Domnului Iisus Hristos aduce ceva complet nou în viața noastră. Aduce o nouă perspectivă de viață. Ne schimbă speranța de viață. Ce speranță de viață ai putea să ai fără învierea lui Hristos? 70, 80, 90, 100 și cam atât. Și chiar și acolo e greu să ajungi la 100, 110. Unii oameni au ajuns chiar și la 100, înspre 120, rar. Dar e foarte greu să ajungi și nici aia nu-i mult, se termină. Și de obicei ultimii ani, ultimele zeci de ani sunt marcați de slăbiciune. Dar evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi
schimbă durata de viață, schimbă speranța de viață a tuturor celor ce sunt ai lui Hristos. Ne aduce o altă speranță de viață. Învierea lui Hristos aduce o soluție definitivă la problema morții. De aceea Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Apostolul Ioan, în deschiderea cărții Apocalipsa, spune: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Aceasta este vestea bună a Paștelui. Acesta este evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi. Fără această veste bună, nimic altceva nu ar avea vreun sens. Nimic altceva nu contează, pentru că totul s-ar termina în putreziciune și nimic nu ar conta. Dar această veste bună dă sens, dă semnificație vieții noastre. Și privind la scenele, în textul pe care l-am citit astăzi, ne alăturăm și noi, ucenicilor din primul secol, să descoperim împreună învierea. În primul rând, în textul nostru vedem un mormânt gol care este descoperit în dimineața acestei zile. De ce este important mormântul gol? Pentru că în acel mormânt gol a fost așezat cu câteva zile înainte Iisus, care a murit pe cruce, dar acum nu mai este în mormânt. Aceasta este prima dată când cineva care a murit și a fost pus în mormânt a ieșit din mormânt, a golit mormântul și niciodată nu s-a mai întors în mormânt. Nu-i doar o resuscitare, ci este o intrare într-o viață veșnică. Este ceva cu totul ieșit din comun. Și ucenicii nu-și dau seama încă de asta. Văd că mormântul este gol, văd că cel care a murit și ar trebui să fie acolo nu mai este acolo, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Nici ei nu puteau să creadă așa ceva. Și ei știau că oamenii care mor îi găsește acolo în mormânt. Cum putem să credem că ceva așa ieșit din comun chiar s-a întâmplat? Noi citim în Biblie că mormântul a fost gol, dar lucrul acesta putem să-l cunoaștem și fără Biblie. Putem fără Biblie să cunoaștem faptul că mormântul a fost gol. De ce? Pentru că avem mărturii istorice din primul secol, în afara Bibliei, scrise de necreștini, care ne confirmă că Iisus a fost o persoană reală, că a stârnit controverse între evrei și controversele au dus la răstignirea sa, că a murit, că a fost înmormântat. Și apoi ucenicii au început să vestească învierea sa și faptul că mormântul a fost gol. Avem surse necreștine, ostile creștinismului din prima jumătate a secolului I, în afara Bibliei, care ne confirmă lucrul acesta. De aceea, chiar și fără Biblie, avem certitudinea faptului că mormântul a fost gol. Și știm că mormântul a fost gol pentru că, dacă mormântul nu era gol, cei care aveau toate mijloacele să dovedească lucrul acesta și tot interesul, romanii și evreii, ar fi putut să arate că mormântul nu era gol și să pună capăt creștinismului. Cum s-ar putea să ne întrebăm, bine, mormântul a fost gol, dar de unde știm că chiar a fost păzit de romani, așa cum spune Biblia? Dacă n-a fost de fapt păzit și ucenicii au început să spună că mormântul e gol pentru că ei l-au furat, Biblia spune că a fost păzit și de aia noi credem că improbabil ca niște tineri fricoși să îl fure. Cum știm că a fost gol fără Biblie? Păi dacă un mormânt nu este păzit și încep să spui că e gol, ce semnificație are? Ce relevanță are? Orice mormânt poate să fie golit dacă nu este păzit. Dar vestirea ucenicilor din prima jumătate a secolului I n-a putut să fie dovedită falsă de cei care aveau interesul și mijloacele ca să dovedească lucrul acesta. De aceea istoricii de astăzi, chiar și cei ce sunt ostili creștinismului, chiar de la cele mai mari universități ale lumii, spun și recunosc că spun asta cu stânjenire, că trebuie să recunoască faptul că e o realitate istorică
faptul că mormântul era gol. Ei nu cred în înviere, n-au o explicație, nu știu ce s-a întâmplat, simt că nu e necesar să ofere neapărat o explicație convingătoare, dar toate dovezile din Scriptură și în afara Scripturii ne arată că mormântul era gol. Și atunci, care e explicația? Care e explicația dacă mormântul este gol, de ce a fost mormântul gol? Au venit acei tineri speriați, fricoși, deziluzionați și au învins soldații romani și l-au furat pe Iisus. Era Iisus doar o persoană rănită, pentru că romanii nu se pricepeau să omoare oameni și de aceea după 3 zile la răcoarea mormântului și-a revenit și a ieșit din mormânt. De ce este mormântul gol? Toate celelalte explicații sunt greu de crezut. E greu de crezut pentru cineva care nu crede și explicația învierii, dar celelalte explicații, având în vedere dovezile pe care le avem, sunt și mai absurde. Acelea sunt explicațiile pe care la care s-au gândit și ucenicii când au văzut mormântul gol. Și ei și-au pus aceste întrebări. Și ăsta e cel de-al doilea lucru pe care le vedem în textul nostru. Vedem reacția ucenicilor, vedem comunitatea aceasta din jurul mormântului gol. Ce face acest grup de oameni în jurul mormântului gol? Maria Magdalena e cea care găsește mormântul gol, e nedumerită, crede că trupul Iisus a fost furat. Primul lucru la care te gândești, nu? Se crede că l-a luat cineva, l-au luat romanii, l-a luat altcineva. Petru și Ioan merg și găsesc mormântul gol. Maria Magdalena se gândește că a pierdut locul în care poate să vină, să se îngrijească de Iisus care a murit și stă afară și e tristă. E o comunitate de oameni care caută explicații, oameni care nu își pot explica ce s-a întâmplat, sunt triști, sunt deziluzionați, dar această comunitate de oameni, acest grup de oameni, ajung ca din această stare de confuzie, de îndoială, să ajungă la credință. Cum ajung ei să fie convinși de motivul pentru care mormântul era gol, de faptul că Iisus a înviat? Se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Maria Magdalena stă afară tristă și confuză, dar Iisus îi se arată, este viu, vorbește cu ea, îi spune că se înalță la cer și o trimite pe Maria Magdalena cu această veste bună să meargă și la ceilalți. În seara acelei zile se arată și la ceilalți ucenici. Și privind la ce se întâmplă, privind la acest text, ar putea să spui că este rezonabil ca cineva care a văzut mormântul gol și apoi s-a întâlnit cu Iisus să creadă că Iisus a înviat. Dar noi? Păi noi n-am fost acolo, noi n-am văzut mormântul gol, noi nu l-am văzut pe Iisus, noi n-am făcut grătar cu Iisus după înviere, cum au făcut atunci ucenicii după ce au prins pești. Cum putem noi să credem că s-a întâmplat ceva atât de ieșit din comun, ceva ce nu vedem în fiecare zi că se întâmplă? Prin faptul că acea comunitate inițială, acei oameni de acolo, au fost martori oculari ce ne oferă o mărturie credibilă. Și prin credința, prin încrederea în mărturia lor, și noi devenim parte a aceleași comunități a învierii și noi ajungem să trecem prin transformarea prin care au trecut și ei. Mărturisirea și sărbătorirea învierii lui Hristos ne strânge ca și comunitate. După fiecare săptămână în care vedem durerea, vedem eșecul, vedem moartea în jurul nostru, ne strângem aici ca să sărbătorim învierea. Nu doar o dată pe an, ci fiecare duminică este duminica învierii. Biserica se strânge duminica în prima zi a săptămânii și a început să se strângă pentru că aceea este ziua în care Hristos a înviat. Este o diferență între a fi de acord cu evenimentul învierii și a crede în înviere.
Pentru că sunt oameni și au fost întotdeauna oameni care privesc la această situație, la aceste circumstanțe care sunt descrise de textul biblic și de textul extra-biblic și spun, da, e un eveniment ciudat. Probabil că o fi înviat. Asta pare cea mai rezonabilă explicație, chiar dacă e mai supranaturală, mai paranormală. Dar sunt multe lucruri în lumea asta care sunt așa mai paranormale, deci probabil că s-o fi întâmplat. Și îl pui în mintea ta, acolo, cu evenimentele inexplicabile, cu piramidele, cine a construit piramidele, să fi fost extraterestri. Și îl pui și învierea acolo în categoria evenimentelor paranormale. E o diferență între a fi de acord că Iisus a înviat și a crede în înviere. Dacă învierea rămâne doar un eveniment istoric, interesant, poate un moment cultural din calendarul anual, asta nu este credință în înviere. Credința în înviere nu e doar să accepți că se întâmplă lucruri inexplicabile în lume, ci înseamnă să te încrezi în ce înseamnă învierea. Să înțelegi că Hristos a înviat pentru tine. Când ai credință, învierea nu mai este doar învierea lui Hristos, ci devine învierea lui Hristos pentru tine. Te încrezi în faptul că deoarece Hristos a înviat pentru tine, și tu vei învia din morți. Sărbătorim învierea nu doar pentru că privim la ceva neobișnuit ce s-a întâmplat în trecut, ci pentru că și noi devenim parte din această înviere. Nu doar o înviere a viitorului, ci și o înviere a prezentului. În viitor vom învia cu trupurile noastre, dar în prezent cine are credință în Hristos a fost înviat cu sufletul său. Și asta e ceea ce vedem în această comunitate din jurul mormântului gol. Vedem învierea lor, transformarea lor. Vedem cum oameni debusolați, confuzi, speriați, ajung să creadă. Sunt transformați de învierea lui Hristos. Suntem în ziua întâi, deci transformarea este minimă, dar există. S-a întâmplat cel mai grozav lucru pe care am putea să-l așteptăm, învierea. Și această înviere ne afectează și pe noi, ne schimbă și pe noi. Este o transformare acum și o ridicare, o înviere din mormânt în viitor. Sărbătorim în fiecare an acest lucru și probabil că o mare parte din lucrurile pe care vi le-am spus acum le-ați mai auzit, nu sunt noi. Așa că putem să ne întrebăm cum am crescut în această privință. De aceea sărbătorim o dată pe an evenimente foarte importante care sunt fundamentale pentru mântuirea noastră, pentru că e un moment bun de evaluare. Cum am crescut în această privință a credinței în înviere? Care sunt modurile prin care viața noastră a devenit mai modelată de învierea lui Hristos în anul care a trecut față de toți ceilalți ani? Altfel, de ce am sărbătorit? De ce am cântat Hristos a înviat dacă în timpul anului nu se reflectă deloc în viața noastră? Este speranța noastră tot mai mult îndreptată înspre Hristos? Sau te încrezi tot în ce o să faci tu sau în ce o să facă guvernul? Ce aștepți mai mult? Să se termine războiul, să fie ieftină benzina din nou, să scadă prețurile la lucruri? Sau faptul că Hristos revine? Faptul că va fi o zi a învierii? Când morții vor ieși din morminte la o viață nouă? Ce sărbătorim astăzi are legătură cu modul în care gândim în fiecare zi, cu atitudinile pe care le avem în fiecare zi în viața noastră. Dacă ai credință, sărbătoarea aceasta nu este doar amintirea unui mormânt gol și a unui Dumnezeu care odată ca niciodată s-a coborât pe pământ și a făcut niște lucruri bizare. Dacă ai credință în învierea lui Hristos, atunci
acum, în prezent, trăiești înaintea unui Dumnezeu care este viu, pentru că Hristos a înviat, dar nu doar a înviat, ci este viu și trăiești înaintea Lui. Și asta ne aduce la următorul lucru pe care vedem în textul nostru. În al treilea rând vedem ce spune Domnul care a înviat din mormânt. Ce spune Domnul învierii? Iisus vorbește, Iisus acționează. Iisus nu este un idol mut, un desen pe care îl pui ca decorațiune și treci pe lângă acea decorațiune, pe lângă acel desen și îl vezi pe cruce și zici, vai, săracul, cât a suferit, ce greu a fost. Nu, acel eveniment s-a întâmplat, dar acum Hristos nu mai este pe cruce. Hristos este înviat, este viu, stăpânește asupra bisericii, asupra lumii. Hristos, chiar din această primă zi, vorbește bisericii. Hristos este un domn viu care îți vorbește și care îți transformă viața. Prin jertfa sa pe cruce, Domnul Iisus Hristos a îndepărtat vinovăția păcatelor noastre și prin învierea sa ne aduce la o viață nouă. Ne dă dreptul la această viață nouă și apoi ne o împărtășește. Cum spune Apostolul Pavel în Romani 4, că Hristos a fost jertfit pentru fără de legile noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Primim acest drept al vieții veșnice prin credință în Hristos, prin ceea ce Hristos a făcut pentru noi, dar acea viață nouă nu e doar undeva în viitor după scoaterea noastră din mormânt, ci chiar și acum începem să intrăm în posesia acestei vieți noi, a acestei vieți înnoite, prin mijloacele pe care Hristos ne-a lăsat în cadrul bisericii. După cum îl vedem pe Hristos ieșit din mormânt, merge la această comunitate din jurul mormântului gol, această comunitate care încearcă să înțeleagă ce înseamnă învierea, și Iisus le spune, pace vouă, după cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Acest moment ne arată strângerea primilor credincioși în Hristos, în înviere, ne arată această comunitate a credincioșilor în învierea a bisericii, ne arată faptul că Hristos cel înviat o învață, o conduce, o trimite. El a înviat, este viu și continuă să conducă. Aici avem trimiterea primilor ucenici. Aici avem acțiunea Duhului Sfânt prin care viața ne este înnoită. Deci avem această slujbă a reconcilierii în cadrul bisericii. Într-un alt pasaj paralel în Evanghelia după Luca, ni se spune că Iisus le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, să învieze a treia zi din cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Despre această iertare a păcatelor, despre această vestire a iertării, vedem scris și aici, în Ioan 20, unde Domnul Iisus Hristos îi însărcinează pe acești ucenici ca slujitori ai cuvântului și îi trimite să ducă mai departe acest mesaj al Evangheliei, ca prin credință și alți oameni să fie reconciliați cu Dumnezeu. Și așa ne dăm seama că vestea învierii nu este doar vestea unui eveniment istoric. Faptul că Iisus Hristos a înviat este ceva istoric, este un eveniment istoric. Dar ce înseamnă învierea sa? Care e motivul învierii și ce ne aduce nouă învierea sa? Lucrul acesta ține de înțelegerea credinței, ține de viața spirituală, ține de această slujbă de împăcare cu Dumnezeu. Învierea nu e doar un eveniment istoric, ci ne este adusă și sub această formă a absolvirii păcatelor, a reconcilierii cu Dumnezeu. Fără înviere, nu doar fără învierea lui Hristos, dar fără împărtășirea noastră cu învierea lui Hristos, viața este moarte.
Dacă nu ai iertarea păcatelor, dacă nu ai transformarea vieții, ești mort. Încă n-ai putrezit, dar ești mort. N-ai putrezit, încă mai funcționează picioarele, ochii, gura, mergi la magazin, te plimbi prin parc, vii aici. Dacă n-ai iertarea păcatelor, nu ești unit cu Hristos, dacă nu ești transformat de credință, ai rămas așa cum te-ai născut. Fiecare din noi ne-am născut morți în păcat, ne-am născut stricați. Și dacă nu avem reconcilierea cu Dumnezeu, dacă nu avem această împărtășire a înnoirii spirituale, a învierii lui Hristos, rămânem stricați cum ne-am născut și trăim ca dușmani ai lui Dumnezeu. Dar dacă ești al lui Hristos, dacă crezi în învierea lui Hristos, mântuirea îți este confirmată încă o dată astăzi de faptul că ești primit la masa Domnului. După cum Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor în prima zi, luați Duhul Sfânt. Și astăzi Hristos își trimite Duhul Său cel Sfânt ca să ne aducă această veste a Evangheliei, a iertării noastre, să ne o aplice prin predicarea cuvântului și să ne o confirme prin cina Domnului. Să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat doar cu o viață muritoare în care ne-am născut, ci ai avut milă de noi și în dragostea Ta l-ai trimis pe Fiul Tău ca să moară pe cruce datorită fără de legilor noastre, să primească ceea ce noi meritam în pedeapsa crucii. Și apoi l-ai înviat din morți ca să ne împărtășești și nouă o viață nouă. Îți mulțumim pentru faptul că ne asiguri de iertarea noastră și îți mulțumim pentru faptul că ai început să ne transformi. Și de aceea, după cum ai început această lucrare în noi, te rugăm să o duci la capăt. Te rugăm să ne crești în credință, să ne ajungi să trăim tot mai mult în speranța vieții veșnice. Și în circumstanțele triste ale acestei vieți, în durere, în eșec, în suferință, să ne îndreptăm privirea tot mai mult înspre acea zi în care Domnul Iisus Hristos se va întoarce și vom învia la o viață nouă. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.